Azi după amiază, în etapă intermediară, Gloria a jucat pe teren propriu cu AGS Berceni. Dacă Gloria ocupa locul 6, oaspeții se clasau pe o poziție superioară. Din înfruntarea celor două echipe a rezultat un meci fără goluri, chiar dacă oaspeții au controlat prima repriză, iar gazdele pe a doua. Antrenorul Gloriei a apreciat la final rezultatul ca fiind corect. Știam că este un meci greu, am jucat cu o echipă bună, am avertizat jucătorii noștri că așa va fi. Ceea ce s-a și adeverit. O echipă care n-a fost învinsă până la ora asta. Da, neînviși. Cum se pare? După aspectul jocului, să fiu sincer, este echitabil. Pentru că i-au avut eu prima ocazie de gol. Rarisimă acolo. Așa. Noi am jucat mai slab în prima. În a doua, dominare totală, în totalitate. Echipa se vede că stă bine fizic, pe un potențial. Dar dacă nu ne concentrăm să băgăm în poartă, ăsta e fotbal. Mai important decât meciul a fost răspunsul lui Viorel Ion la întrebarea dacă rămâne la Gloria sau acceptă oferta de la Poliaș. Din fericire pentru suporterii Gloriei, Vioara a ales să rămână, deși le-a arătat buzoienilor oferta primită pe SMS chiar de la primarul Iașului. Nu, am decis să rămân la Buzău. Am decis să rămân la Buzău. Cu toate că... Oferta a fost. Oferta? Am purtat cu discuție cu primarul Iașului, a venit cu avionul special la Iași, la Otopeni. A fost o discuție, nu vreau să mai intru. Ne-am înțeles, eu am cerut și am pus niște condiții în care, așa, în mare parte ne-am înțeles, dar pe drum vreau să spun că familia nu-mi dă voi. După remiza de azi, Gloria a căzut până pe locul 7. Fotbaliștii buzoieni au șansa de a reveni pe un loc de play-off sâmbătă, când vor întâlni, tot pe teren propriu, pe Unirea Slobozia.